Sfinte, tare, Sfinte, fără de
Pentru armata cea
iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Amen, miluiește! Pentru preacuviosul Părintele nostru, stareț Iustin Protosinghelul, împreună cu părinții, frații ostenitori, militori și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânăcașul acesta, țara noastră, orașul acesta și pentru toate orașele și satele, pentru toți cei ce cu credință viețuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei bolnavi, pentru cei loviți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Prin noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Gata este stăpânirea, aceasta este împărăția și puterea și slava.
și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii tăi. Amin. Thank you.
ca să facă pregătiri pentru el.
văzând aceasta, ucenicii Iacob și Ioan i-au zis, Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie? Iar el, întorcându-se, i-a certat și le-a zis, nu știți doare fiecărui duc sunteți, căci Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și s-au dus în alt sat și pe când mergeau ei pe cale, întorcându-se către ucenicii săi, a zis, toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul decât numai Tatăl și cine este Tatăl decât numai Fiul și căruia voiește Fiul să-i descopere. Și întorcându-se către ucenici de o parte a zis, fericiți sunt ochii care văd cele ce vedeți voi, că zic vouă, mulți proroși și regi au voie să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut și să audă ceea ce auziți, dar n-au auzit. Și Iisus trecea prin cetăți și prin sate, învățând și mergând.